Ce păreri să am? Dacă e apăpat până acum, mai papuși de acum în gol. Sunt destui, peste tot, în toate structurile, după mine. O parte care lucrează pentru țară, pentru exterior, e adevărat, sunt buni. Ce să ne mai gândim? Nu ne mai gândim la nimic. Că vremuri bune pentru noi nu vin, nici cu ăștia, nici. Deocamdată n-am niciuna, dar nu-i bine. Nu-i bine să spui că ești acoperit sau nu e acoperit. Nu-i bine treaba asta. Păi trebuie să fie acoperit, dacă e acoperit așa trebuie să fie. Să fie acoperit până la capăt. Acoperit până la capăt. Nu mă interesează, sunt povești și nu sunt pentru mine, nu vă supărați. Păi oficiali sunt oficiali și, dom'le, așa sunt în toate țările. Ați reușit pe cine să întrebați? Eu am făcut armata la contrainformație. O țară fără securitate e o țară moartă. În fond, nu văd unde e greșeala. Dacă ne gândim bine, până în 89 am avut destui și ne-au chinuit. După 89 s-au mai ascuns și tot așa rămâne. Deci nimic nu e nou sub soare. Toate lucrurile merg în același mod. Habar n-am ce-i cu ei, ce face, dar în final hoți sunt toți. Noi, domnule, e o vrăjeală pe față. E o vrăjeală, o vrăjeală pe față. Părerea mea nu prea contează. Ei știu mai bine ce au făcut. O părere extrem de bună am vis-a-vis de faptul că semnalează în mare măsură ce se întâmplă în județul Buzău. Sunt, cum spune, fără rost, comentarii fără rost și eu nu cred în așa ceva. Adică n-ar fi adevărat? Nu ar fi. Sunt scorneli ca să fie agitație, să uite omul de problemele de zi cu zi. Ar putea aduce servicii țării sau de servicii? Nu, ei au sarcină precisă. Să vadă care sunt dușmanii din interior și de exterior față de România și economia ei. Care mai este? Problema e dacă au fost sau nu. Că încă nu se știe dacă au fost sau nu. Da, nu s-a demonstrat? Nu s-a demonstrat și probabil totul e un joc tot politic, ca să zic așa. Nu că e bine, dar nu cred că supără pe nimeni, că suntem... Până la urmă, cred că toți sunteți în acoperire.